Se spune că de mult, acum mai bine de 200 de ani, dintr-o țară îndepărtată, ei, bărbați blonzi cu ochi albaștri și brațe de oțel, au poposit pe meleagurile transilvane și au început să sfredelească lemnul brazilor din munții Plopișului, un tărâm de poveste la granița dintre Sălaș, Cluj și Bihor. Zi lumina, acești bărbați, despre care localnicii nu știau mare lucru, au doborât tăcuți copac după copac și au tras pe băile abrupte, așa cum învățaseră din moș strămoș. Iar când munții le-au făcut loc, oamenii și-au așezat case răsfirate pe culmile golașe și nu s-au mai întors niciodată acasă. La început, românii din zonă le-au spus tăuți după un cuvânt în limba maghiară. Atât le erau de străini și diferiți. Abia târziu de tot, când s-au dumirit de unde vin și cei cu ei, le-au spus pe nume. Slovaci. Atohusca, voliusata, bodausasporucea, svamisarozlucea. Astăzi, la mai bine de două secole de la venirea lor în România, slovacii trăiesc aproape după aceleași reguli nescrise și obiceiuri strămoșești. Iar românii s-au întrebat prea puțin în ultimii ani cine sunt slovacii deveniți români de mai bine de 5 generații, de unde vin și încotro merg. Au plecat mulți tineri afară, în Slovacia, în Austria, și dacă n-au plecat afară, atunci au plecat jos. Nu prea avem multe drepturi noi aici, în țară. Astăzi ne ridicăm privirea spre crestele munților ca să-i cunoaștem un pic mai bine pe slovacii din satele apusenilor, minoritatea etnică despre care românii știu prea puțin. La 100 de ani de Românie a sosit vremea unui bilanț. Nu neapărat al numelor și al statisticilor reci, ci unul al poveștilor celor ce și-au cioplit destinul prin părțile astea de lume, la fel cum au cioplit și lemnul din care și-au câștigat existența. Cu multă trudă și sudoare. România centenarului este și România celor ce și-au dus traiul departe de civilizație, mai mult sau mai puțin voit, a celor care, la fel ca milioane de alți români, au luat calea străinătății în căutarea unui trai mai bun, dar mereu cu speranța că se vor întoarce aici, în cătunele uitate de timp, de pe culmile munților Plopiș. România straie de sărbătoare, poartă ie și năframă roșie, are părul bălai, obrajii rumeni și vorbește mai multe limbi deodată. Pădhără, pădhără, ce ne zicea preșe, susedova mara, susedova mara. Povestea noastră începe la granița județelor Cluj, Sălaș și Bihor. Aici își duc traiul aproape 3.000 de suflete care formează cea mai mare comunitate de slovaci din Transilvania. Sunt ultima generație care va locui permanent în satele de basm întinse pe zeci de hectare. Căci copiilor s-au dus de mult în oraș în căutarea unei vieți mai ușoare. În câțiva ani, satele cu case bătrânești din pământ, căpițe de fân cu miros de vară ploioasă și livezile cu cireșe dulce amărui vor fi doar o amintire din copilăria unor orășeni prea grăbiți să-și mai amintească de ce a fost aici odată. Francis și Dana Valoțeghi sunt cei mai vârstnici locuitori din zonă. La cei 85 de ani, toți trăiți la dealul Corbului, bătrânii au trăit sub 2 regi și 6 președinți, au trecut printr-un război mondial, comunism și o revoluție. Dar cât din toate astea au ajuns și în căsuța lor de pământ din cătunul ăsta aruncat pe vârful muntelui? Pe domnul Valoțeghi l-am găsit trebăluind prin curte cu joagărul în mână, iar pe doamna, lângă cuptor, în picioarele goale, pe podeaua de lut, pregătind masa de prânz. Dar veniți și păsumă aici! Casa nu e cine știe ce, dar e curată și îngrijită ca mai toate casele din acest cătun, că slovacii sunt oameni gospodari și harnici. Însă nu totul e lapte și miere pe dealul Corbului pentru cei bătrâni. Viața la munte e frumoasă doar dacă vii în vacanță pentru câteva zile. Să trăiești în România rurală, mai ales la o vârstă înaintată, e mai mult un coșmar decât un vis. După o viață trăită aici, bătrânii sunt gata să plece la oraș, la copii, în speranța că măcar ultimii ani ai vieții vor fi mai blânzi cu ei. Prunțu-s la lucru acolo, trânsu-s acolo la lucru. Până la ei se ei nu vreau să vii aici. Nu. Și de ce ar sta? Dispensar nu au, drumul a fost asfaltat abia acum 3 ani și oricum iarna autoritățile îl dezăpezesc din joi în Paști, iar în afară de muncă și iar muncă, nu prea e nimic de făcut prin părțile astea. Pe vremuri viața era mai bună și pentru ei, dar asta de mult, când erau în putere și lucrau. Astăzi însă, România i-a abandonat pe un vârf de munte și a lăsat să se descurce cum pot. Iar de putut, nu prea pot, căci traiul e scump și trebuie bani pentru toate, ne spune bătrânul. Vezi, trebuie banii. Unii-s banii? Eu cu banii. Trebuie și bani dacă trebuie omul. Trebuie să cumpere haina, trebuie pe acasă. Demnii. Ce trebuie? Făceați bani când erați mai tânăr? Dar facem, da, că umblam la păduri, da.
acolo, pe la Rupert, pe la Săversin, pe la Hunidora, Poiani, Remerț. Și ce faceți? Metri, cu firezul, nu cu drujba. Nu era drujba atunci. Cu firezul? Na. Așa, cu mâna ortie, nu cu drujba, cum este. Crepam la metru, la metru, la metru. Crepam, clăgem. Atât de izolați și neputincioși sunt, încât nici la biserică nu mai pot merge, căci drumul e lung prin pădure până la cel mai apropiat lăcaș de cult. Noi nu mai mergem, că vine popa numai aici când ne spovedim, că nu mai putem merge. Venea acasă popa? Venea, da. Pe vremuri aveau biserica în sat și nu erau nevoiți să ia calea pădurii ca să se roage. Dar regimul comunist a avut grijă să le-o distrugă, așa cum a făcut cu sute de biserici din toată țara. Da, aveați biserică în sat pe vremuri. Era, da, sigur că era. Pentru a una au fost biserica. Și ce s-a întâmplat cu ea? Poftim? Ce s-a întâmplat cu ea? După ultra biserica, iată, nu s-a stricat ca când a stricat pe stații Ceaușescu. O stricat-o Ceaușescu? Da, păi sigur. Dar ce religie sunteți? Noi suntem catolici. Slovacii din Ardeal sunt romano-catolici, iar biserica cea mai apropiată se află la câțiva kilometri într-un luminiș de pădure de lângă Borod, bine ascuns printre dealuri, ca un secret bine păstrat din generație în generație. Aici am găsit doar câteva case, majoritatea locuite de bătrâni. Ana Valiscek locuiește în ultima casă din Cătun, iar motivul pentru care s-a mutat aici nu are nicio legătură cu lumescul acestor lucruri. Ce ne puteți povesti despre momentul în care ați coborât de pe dealuri aici, venit mai aproape de drum? Că suntem lângă drum și acolo trebuie și stăm pe deal. Nu. Am zis că ne facem un pic mai bine. Slovacii s-au plâns mereu de discriminare din partea românilor, dar nu le-a ascultat nimeni niciodată doleanțele. Și asta poate și pentru că, la nivel politic, reprezentanții celor aproape 15.000 de etnici slovaci care trăiesc în România au fost mult mai preocupați să-și pună rudele în funcții bine plătite decât să le rezolve problemele oamenilor. Adrian Merca, deputat din partea Uniunii Democrate a Slovacilor și Cehilor din România, a fost trimis în judecată de procurorii parchetului Instanței Supreme sub acuzația de conflict de interese. Procurorii au arătat în rechizitorul trimis instanței că deputatul Adrian Merca a propus angajarea la biroul parlamentar a părinților săi și a vizat contractele individuale de muncă ale acestora pe o perioadă determinată, cu toate că în loc să-i reprezinte, politicienii etnicilor slovaci și-au văzut de propriile interese, oamenii sunt mulțumiți că li s-a aruncat și lor un os din când în când de la masa combinațiilor făcute pe spinarea lor. Văd la dumneavoastră această șapcă cu UDSCR. Da. De unde ați primit-o? De la domnul Merca. El a fost aici în comunitate? Ce a făcut pentru dumneavoastră? A fost, da, și ne-a ajutat și cu biserica, și cu... Acum ne mai dă câte un autobuz, mai merem și mai vedem lume, și acum am fost la Ceoslovacie, la Levocie, și ne-a dat microbusii. Ce putem zice de el? Foarte bine. Vă sună cunoscută metoda? Nu doar primarii PSD își plimbă electoratul pentru voturi, ci și politicienii minorităților. Iar oamenii, izolați, discriminați și fără niciun ajutor, rămân cu excursiile, varul de pe pereții bisericilor și cuvinte de bine pentru cei care se îndură de ei odată la 5 ani. Și femeia nu e singura care se plânge că slovacilor le-a fost greu printre români. Înapoi la dealul Corbu, în timp ce își face pălinca de cireșe, poate cel mai cunoscut produs al slovacilor, Ianuș Duloveț ne povestește că nu i-a fost deloc ușor printre români. Nu prea avem multe drepturi noi aici, în țară. Da. Dar nu avem treabă cu nimeni. Nu facem bai la nimic ca cum fac altă nație. Poate și pentru cumințenia lor și pentru că slovacii nu au avut niciodată vreo pretenție teritorială sau de autonomie, România nu prea i-a băgat în seamă. În realitate, românii și slovacii au mai multe în comun decât am putea crede, începând chiar de la pălinca de cireșe. Și dacă vreau să zic pălinca de cireșe... Palenca Cereșneva. Dar nu toți slovacii sunt bătrâni, năpăstuiți și discriminați. Ca în orice comunitate, binele și răul se împletesc, iar oamenii sunt de toate felurile. Așa e și Iancu Duloveț, așa zisul lider al comunității din dealul Corbu. Iancu face cărbune după o metodă veche de sute de ani, ajutat doar de soția sa. E vorba de acel cărbune pe care noi toți îl punem la grătar în zilele de duminică și la sărbătorile în aer liber. Slovacul este singurul producător de cărbune din nord-vestul României, iar afacerea de familie a început din pură întâmplare. Domnul care mi-a dat idee cu cărbune, să-l ții Dumnezeu. Ca toți slovacii, Iancu a lucrat cu lemnul de când se știe.
Muncea la pădure, iar într-o zi, când a coborât spre Piatra Craiului, un tânăr i-a dat ideea să se apuce de făcut cărbun pentru grătar. La început i s-a părut o glumă bună, dar după câteva încercări, Iancu și-a dat seama că afacerea e singura șansă pentru familia lui să trăiască cât de cât decent în cătunul din vârful muntelui. Prima dată am început, râdea toată lumea de mine. Bă, uite la, că, mai ales când îi scoți, te faci de cenușe, te faci cu măs, na, așa. M-au văzut, mă, râdea lumea de mine. Pe un vânt puternic, Iancu începe să lucreze cu spor la movila care se va transforma în saci plin cu cărbune. Această muncă impune sacrificiu, nopți nedormite, mâini pline de bătături de la prelucrarea lemnului, dar Iancu nu ar da pe nimic în lume meseria de cărbunar. Trebuie să mă scoltă din două, trei ceasuri la ea, că dacă nu primește aer undeva să ăsta, atunci se duce. Deci e greu. E greu. Da, nu e ușor. Orice nu e ușor, nu? Și totuși, cum se face cărbunele care ajunge să încingă grătarele României? Ei bine, ne explică Iancu, în graiul său de om crescut la munte. Am avut pregătite lemne odată și ieri am început la ea, ca să o zidesc. Și trebuie, oricum, acolo în mijloc, cum am zis, că trebuie făcut un cuib de la de ațățat. Cum să ațăță focul cu ațățele cei mai subțiri, după aia pe gaura aia, ăsta, când e gata, îi dau cu frunza aia pe acolo, pe găuri, și nu intri pământ în ea, că dacă intră pământul pe găurile alea, atunci acolo nu mai arde. Pe vremuri era mai greu, comunitatea din dealul Corbu trăia izolată de civilizație. Vremurile s-au schimbat, însă traiul tăuților, așa cum li se spune popular, nu s-a schimbat semnificativ. 15 ani de zile n-a fost curent, n-a fost drum, n-a fost nimic aici. Numai drum de coci, de tractoare, de mărs curentul, la lampă. Cu motorină dimineață când m-am scolat, m-am șters la... Cine m-a făcut pe nare, cu ce? De fum cum trăgeam de la lampă. Vine la dolinu, zastane-si pravă, vine... Ce-ați auzit este un crâmpei dintr-un cântec vechi slovac transmis din generație în generație. Adunate la umbra foișorului de lemn, câteva femei slovace au vrut să ne arate că tradițiile lor sunt încă vii, în ciuda modernizării și depopulării satelor. Iar când se opresc din cântat, femeile se apucă de făcut celebrele plăcinte slovăcești din cartofi. Am răzălit cartofi, am pus sare, piper, ouă și am pus în ulei să se frigă și le întoarcem și gata. Se simte o tristețe în privirea femeilor slovace, care știu că tinerii sunt plecați de mult din sate, iar copiii se vor întoarce cel mult în vizită din când în când. Ar fi și greu să locuiască aici, cu școli la un pas să se închidă, transport precar și prea puține posibilități de muncă, tinerii slovaci își iau familia și pleacă spre orașele din vale sau chiar în străinătate. Soții Pișec sunt veniți astăzi în vizită la Șerani, de unde se trage Ștefan, tată la doi copii. Astăzi, bărbatul, care este și reprezentant în Consiliul Local, și-a dus fetița de 5 ani și băiețelul de 1 an în locurile unde a crescut, în speranța că ceva din libertatea și frumusețea locurilor le va rămâne întipărit în minte și în suflet. Important este să cunoască și limba slovacă, copiii. Deci e foarte important pentru noi, pentru că dacă noi suntem slovaci și ei trebuie să știe, pentru că le ajută în viață, dacă pleacă pe dincolo sau... Deci e important. Știe, are 5 ani, știe și limba slovacă și limba română și îi place și i-a învățat, e la grădiniță, secția slovacă, învață acolo. Unde e la grădiniță? La Alești, secția slovacă, e educatoare slovacă, Podhora Maria o cheamă. Mulți copii acolo, are 21 de copii, e grupa combinată, deci e mai greu, dar învață. Deci aici, aici la dumneavoastră în sat, mai este școala? Da, mai este școala cu clasele 1-4, 30 de copii momentan, 11 la grădiniță, restul la clasele mici 1-4 și 1-8. Avem profesori calificați, deci nu e la nivel ca și la oraș, dar e ok. Deci e foarte bine și aici, no, numai că e greu pentru copii, trebuie să meargă pe jos foarte mult la școală. Cei de la grădiniță, no, așa copilul mic de 3-4 ani, nu poate să meargă pe jos așa de mult ca și
nu au transport. De exemplu, în sat apropiat au transport la școală. Aici nu este, din păcate, dar sperăm ca în viitor să fie. Slovacii din Transilvania sunt din ce în ce mai puțini și mai dispersați, iar asta o știe cel mai bine părintele Martin Rolnic. Părintele Rolnic este patronul spiritual al comunității slovace din zonă încă din anul 1982. Astăzi preotul ne deschide ușa Bisericii Romano-Catolice din Făgetu, una dintre cele mai bine păstrate lăcașe de cult slovace din România. Părintele Rolnic intră încet în biserică, îngenunchează, iar apoi spune o rugăciune în gând pentru tinerii care au plecat de mult din sat pentru un trai mai bun. Nu-i condamnă, dar ar vrea ca lucrurile să nu fi stat chiar așa. Lucrurile care s-au schimbat în rău, de exemplu, ne-au plecat mulți tineri afară, în Slovacia, în Austria, și dacă n-au plecat afară, atunci au plecat jos. Mai jos, nu mai vor să lucreze aici pe dealuri, pentru că acum e la modă câți euro câștig pe oră și pe zuă. De-a lungul istoriei, slovacii din Transilvania n-au participat la conflictele interetnice, ci și-au văzut de treaba lor în creierii munților, departe de tot și de toate, susține preotul. Aici biserica este sfințită în cinstea Sfântului Ștefan, regele Ungariei, și sfinții pe altar sunt majoritatea de etnie, de origine maghiară, dar sfinții sunt universali, deci în fața lui Dumnezeu nu ne putem bate în piept că eu sunt slovac, eu sunt român, eu sunt maghiar. Dacă slovacii din dealul Corbu erau oameni liberi, cei de la Făgetu au avut de îndurat din cauza comuniștilor. Preotul Rolnic ne-a povestit cum slovacilor le-a fost interzis dreptul de a avea propria localitate. Motivul invocat de autoritățile comuniste? Nici că l-a zbănuit vreodată. N-am avut dreptul la numele localității și asta știți de ce? Pentru că Ceaușescu a zis că toate localitățile din România sunt electrificate și ca să nu se poată reproșa că există localități unde nu are curent electric nimeni, mai bine ne-au interzis să ne punem tăblița Făgetu, acolo la intrare și la ieșire din sat. N-am avut aici drum, n-am avut aici punct sanitar, n-am avut aici o stație de telefonie. Și pentru toate, dacă omul a avut nevoie, plus, fiindcă n-am avut curent electric, s-a luminat cu lampă de petrol. Dar petrolul nu puteai să-l cumperi în cantități îndestulătoare, așa că trebuia să se facă lumină și cu motorină. Și dacă ai pus motorină în loc de petrol lampant în lampă, aia au scos un fum. Și unde au fost copilași mici, sugar, ei trebuiau să înghită, să insufle acel fum de la motorină. Prinși între identitatea slovacă și cetățenia română, slovacii n-au fost niciodată pe deplin nici aici, nici acolo, ci mai mereu între două țări, între două limbi și două popoare. Între Slovacia și România, diferențele sunt clare, iar ei le cunosc cel mai bine. E altfel. Pentru că acolo, de exemplu, familia tânără își ia un teren. Îi ajută primăria să pună curent, îi ajută primăria să facă canalizare și la noi aici trebuie tot să-ți plătești pentru un proiect o grămadă de bani. Acolo te ajută primărie, ți-l face pe gratis, aici dai o grămadă de bani. Și după aia impozit, de exemplu, la o mașină aici e impozit mare, acolo nu este. Și norocul că sunt care au dublă cetățenie și nu matriculează acolo. Slovacii și-au scuturat sechelele comunismului și au mers mai departe spre anii nebuni ai tranziției, când ei au fost printre primii care au ieșit la muncă în afară. Mulți au plecat, puțini s-au mai întors. Iar dintre cei care au rămas prin locurile acestea, sunt gata să-și ridice privirea și să ne spună răspicat ce cred ei despre România la 100 de ani de existență. Da. Dumneavoastră știți că aveți români în Slovacia care nu mai știu românește, dar care au influențat mult viața slovacilor de acolo. De exemplu, cuvântul brânză, în slovacă se spune brinza. Ei spun că e cuvânt specific slovac, nu e adevărat, e de la români. După aia, găleata în care mulg oile, ei spun galeta și aia e găleata. După aia, au topor și la acela îi spun tot topor. Și la lanț îi spun lanțuștec. Nu e oficial, nu e literar, dar sunt părți unde așa se vorbește și mai ales
unde au avut obicei păstorituailor. Acolo au venit românii din Ardeal și au învățat această îndeletnicire. Noi suntem așa ca o grădină frumoasă și prea împletită, că nu ne putem bate în piept că eu sunt român, eu sunt slovac sau ceva. Noi trebuie să ne uităm unii la alții ca la frați și să căutăm împreună să trăim ca frați. Și în România, care împreună are acum 100 de ani, dar și în România, care va continua, dacă va vrea Bunul Dumnezeu, să trăim în pace.